Bun găsit! Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au făcut percheziții la domiciliile a 4 angajați în băncii naționale. Funcționarii BNM figurează într-o cauză penală pentru abuz în serviciu, soldat cu un prejudiciu de peste 123 de milioane de lei. Angajații băncii naționale sunt suspectați că ar fi ajutat între 2018 și 2019 un grup de acționari ai unei bănci comerciale să preia controlul acesteia în defavoarea altor acționari. Concret, angajații BNM ar fi pregătit acte cu informații denaturate și ar fi emis abuziv o hotărâre cu privire la acțiunea concentrată a acționarilor. Decizia a fost urmată de suspendarea drepturilor de proprietate a acționarilor, care dețineau 35,15% din acțiunile băncii și obligarea înstrăinării acțiunilor în termen de 3 luni la un preț mult mai mic decât cel de pe piață. Pe de altă parte, BNM susține că acțiunile angajaților șefi ai diferitelor subdiviziuni ai băncii naționale au fost legale. Banca Națională a Moldovei și-a exprimat îngrijorarea față de aceste percheziții și față de modul de instrumentare a cauzei penale. Într-un comunicat de presă, administrația BNM a precizat că dosarul vizează o hotărâre a instituției care a fost adoptată în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul memorandumului cu FMI în contextul procesului de reformare a sistemului bancar. Totodată, BNM precizează că a cooperat cu organul de urmărire penală, iar acțiunile procurorilor anticorupție ar putea fi percepute ca o ingerință în competența BNM de evaluare și supraveghere a acționariatului bancar.